Pentru că în această săptămână vor debuta Zilele Municipiului Câmpulung, Biblioteca Municipală Ion Barbu dedică expoziția de carte acestui eveniment. Sunt aduse în atenția câmpulungenilor volume ale scriitorilor câmpulungeni. În cadrul expoziției săptămânale din cadrul Bibliotecii Municipale Câmpulung, publicațiile expuse sunt dedicate Zilelor Municipiului Câmpulung. La această expoziție sunt prezentate publicații aparținând atât scriitorilor clasici născuți în Câmpulung, precum Ion Barbu sau Tudor Mușatescu, dar și scriitorilor locali, precum Maria Chirtoacă, Liviu Mățoanu, Ioana Gricola Miu sau Sorin Dordun, Gheorghe Mitroiu. De asemenea, în cadrul expoziției puteți viziona albume privind Câmpulungul, dar și volume de studii istorice referitoare la istoria locală a orașului nostru, precum și volumul conținând colecția de vederi vechi din Câmpulung aparținând lui Gheorghe Chita, dar și albume precum albumul dedicat arhitectului Dimitri Ionescu Berechet, ca și alte publicații care fac referire la Câmpulung și la zona Mușcelului. Biblioteca a fost inclusă printre organizatorii Zilelor Municipiului Câmpulung și va găzdui o serie de evenimente culturale. În cadrul evenimentelor dedicate Zilelor Municipiului Câmpulung, Biblioteca Municipală Ion Barbu vă invită marți 18 iulie la o lansare de carte Îți scriu din Câmpulung, un volum de scrieri literare ale elevilor talentați din orașul nostru, care se va desfășura în sala mare a Primăriei Municipiului Câmpulung. De asemenea, va fi și o lansare de carte a doamnei profesor Anca Lovin. De asemenea, miercuri 19 iulie, biblioteca vă invită la sediul central să participați la o întâlnire Dialogul Citește-le oamenilor direct din inimă, Biblioteca Umană. O întâlnire cu personalități, dar și cetățenii Câmpulungului care ne vor prezenta experiența dumnealor de viață și modul cum au ajuns la actualele profesii pe care le au. De asemenea, vineri 21 iulie vă invităm să vizionați expoziția de pictură Crede în magie, organizată la Biblioteca Municipală Câmpulung, cu expoziția elevilor talentați din Câmpulung și a copiilor pasionați de pictură. Vă așteptăm la bibliotecă. Ca recomandare de lectură a fost aleasă o carte care prezintă povestea unui brand care se confundă cu municipiul nostru. Este vorba despre volumul O mașină străbate lumea, scris de Ion Kingaru și Corneliu Filip. În zilele sale de glorie, ARO a știut să așeze cu litere aldine numele României pe buzele oamenilor, de pe toate continentele lumii, ca o carte de vizită impresionantă ce obligă la admirație și respect. Biblioteca Municipală Câmpulung vă invită, ca și recomandare de lectură a săptămânii, să împrumutați volumul O mașină străbate lumea a autorilor Ion Kingaru și Corneliu Filip, ediția a doua publicată la editura Larisa 2017, în memoria scriitorului mușcelean Ion Kingaru. Volumul vă prezintă istoria singurului automobil românesc produs la Câmpulung în perioada 1957-2006, în aproximativ 400.000 de exemplare. Astfel, este o istorie de la concepția primelor mașini, la performanțele obținute în diferitele competiții sportive, informații referitoare la diferiți directori ai fabricii din Câmpulung, precum și informații privind exporturile efectuate în peste 100 de țări de pe diverse continente. Prin urmare, și noi vă invităm la bibliotecă pentru a descoperi acest interesant volum referitor la automobilul ARO de la Câmpulung.